Salut Europa și bine v-am regăsit la un nou videoclip informativ. Astăzi vorbim despre cum îți poți recupera contribuția sau plata pensii dacă pleci sau dacă te muți din Germania în România. Să presupunem că ai lucrat legal cu contract de muncă în Germania timp de câțiva ani. Și în tot acest timp ți-a fost trasă din salariul tău lunar plata pentru rente sau pe românește asigurarea pentru pensie. Doar că tu vrei să pleci din Germania, într-o altă țară a Uniunii Europene. Sau te-ai mutat înapoi, în România. Cum mai putea solicita și totodată de a intra în posesia banilor care ți-au fost trași din salariu pentru pensie din anii lucrați în Germania? În primul rând, legea spune că pot solicita rambursarea contribuțiilor la pensie doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții. Persoanele care au atins vârsta de pensionare de 67 de ani și care au plătit mai puțin de 5 ani în fondurile publice de pensii în orice țară a Uniunii Europene, așadar și Germania. În acest caz, pot fi recuperate doar contribuțiile la pensie plătite de către angajat, adică exact ceea ce ți-a fost ție tras din salariu în perioada în care ai fost angajat. Partea plătită de angajatori nu poate fi revendicată, așadar ve, va trebui să iei în calcul că doar jumătate din banii plătiți pot fi restituiți. Pentru timpul în care asiguratul a fost șomer sau în concediu de creștere a copilului, sau perioade în care angajatul a fost în incapacitate de muncă, sau alte cazuri similare, când nu s-au plătit contribuții, nu se poate restitui nimic. Timpul pentru restituire a banilor este în medie de aproximativ 6 luni pentru o procesare de către Biroul German de Pensii. Acest lucru se calculează încă de la primirea documentelor de către autoritățile germane, doar că timpul real poate varia de la caz la caz. Ce acte, ce acte sunt necesare pentru restituirea acestor bani cu care ai cotizat la pensie? Pentru a aplica pentru restituirea contribuțiilor la pensie din Germania, vei avea nevoie de copiile următoarelor documente. Lungstoiabescheinigung sau fluturașul de salariu pentru fiecare an în care ai muncit. Vei avea nevoie de copie după anmeldung care face dovada că ai fost înregistrat la evidența populației în Germania și copie după abmeldung, document care face dovada că te-ai retras din evidența populației din Germania și o copie după actul de identitate. De la cine vei primi această pensie, acești bani? Actele asigurărilor sunt păstrate în toate statele până la atingerea vârstei de pensionare. Poți avea dreptul la o pensie pentru limită de vârstă în orice stat în care ai fost asigurat, cel puțin un an, dacă ai atins vârsta de pensionare în conformitate cu legile țării respective. Dacă ai lucrat în trei țări, ai dreptul la trei pensii diferite pentru limită de vârstă. În general, țările care vă plătesc pensii transferă sumele datorate într-un cont bancar din țara dumneavoastră de reședință. Eu cam atât am avut de spus despre subiectul de azi. Noi ne revedem data viitoare cu un nou subiect interesat de aici din Germania. Pe curând!